Prăpăd în Cluj-Napoca. Furtuna de vară ajunsă și aici a necat străzile și a omorât canalizările. Așa trebuie să circule clujenii în anul 2018, după o ploaie care a durat aproximativ 20 de minute, într-un oraș de 5 stele. Pe strada Ceahlău s-a format un adevărat lac. Câteva mașini parcate în zona au plutit pe apă. Mai mult, un șofer a rămas blocat în autoturism, iar angajații companiei de apă Someș au încercat minute în șir să salveze situația și să curețe gurile de canal. A fost debitul foarte mare, uitați, și-a dus. A intrat canalizarea sub presiune și ceva... E anormal, dar totuși normal se întâmple. A fost cantitate mare de ploaie, deci e punctul cel mai jos. Furtuna a făcut ravagii în tot orașul. După ruperea de nori, străzile Victor Babeș, Moților și Memorandumului au fost de-a dreptul navigabile și parkingul primăriei a intrat la apă și s-a transformat într-o piscină. De asemenea, mai multe locuințe au fost inundate. Acest bărbat locuiește în cartierul Dâmbul Rotund. La fiecare ploaie puternică, beciul, curtea casei și bucătăria devin adevărate spații navigabile. Astăzi a chemat pompierii să scoată apa din subsolul ce s-a inundat în doar câteva clipe. Întotdeauna când plouă, am inundații. Deoarece pe strada Nicolae Tecnu este făcută canalizarea apă fluvială. Apa de pe cocorilor care vine, apa de apă canal, canalizarea, intră pe Nicolae Tecnu în aceeași canalizare. Debitul mare... Am și supapă, rupe supapa și inundă în jos. A fost solicitat în urma precipitațiilor care au afectat județul Cluj să intervenim doar în municipiul Cluj-Napoca pentru subsoluri care s-au aflat izolat pe diverse străzi. A fost vorba de 8 solicitări, dintre care 2 au fost pentru acumulări de apă pe străzi. Într-o oră, apele s-au retras de peste tot, dar de fiecare dată când plouă torențial, clujenii devin victimele apelor care înghiți străzile și inundă subsolurile locuințelor.